Să vedem ce se întâmplă. Am văzut cu toții știrile despre oamenii care nu purtau mască în piețe. Piețele sunt acum închise, cel puțin astea din interior. Dar nevoia de scuze rămâne. Ce să nu spui... Absolut, dar nici nu poți să fii român fără să te scuzi, oricum. Și asta, și l-a rugat pe Dan să ne ajute cu câteva replici, cum sunt astea, de agățat, de... da? Cele importante, adică singurele replici care există, cele de agățat. Dar sunt câteva lucruri pe care să le spuneți atunci când... pe care să nu le spuneți scuze când sunteți prinși fără mască. Hai să vedem, Dan. Când te prinde poliția fără mască. Când te prinde poliția fără mască. Da, inspirate sunt, vedem. Da, de la ce să nu zici când te prinde poliția fără mască. Da. Una ar fi fost scuze, dar am pupat-o pe Sfânta Parascheva și nu vreau să mi se ia de pe buze. O mai țin așa puțin cu mine. Da. Dă-mă că Parascheva e ca lip gloss, așa. Untoasă. A doua, care cred că merge foarte bine, e boss. N-am cum să iau COVID de două ori în același timp. La urmă și reală. Da, da, da. Asta, cu variațiunea, să zic scuze, n-am eu norocul ăsta să iau în același timp și clamidia și COVID. Așa? Cât să mă urască Dumnezeu. Da. Să-mi dea și jos și sus. Da, exact. Una care chiar cred că foarte merge ar fi asta. Gen. Ha? Dar trebuie să zici și gen, ca să-i baci un pic în... Gen. Da. După ce zici că ești, te faci că ești surdomut, zici și gen, așa, să-i baci un pic în ceață. Așa. Poate să te și bucuri că ai vorbit pentru prima dată. Asta e un pic mai intelectuală. Sau poți să... Când te întreabă de ce n-ai mască, să zici... Domnul agent, am pus urechile astea și încă nu-s bine fixate. Le mai las 2-3 zile, așa. Bun, pentru cei care vor să îi vadă și fața lui Dan, suntem live pe Facebook la ore de maximă audiență. Nu recomand. Da, și așa, mai avem aici? Ai mai găsit chestii pe care să nu le spunem când ne prinde poliția fără mască, Dan Frânculescu? Cred că și asta ar merge. Să zici, bă, nu am la mine, că i-am împrumutat unui vecin care avea o tuse foarte, foarte urâtă. O iau mâine. Logic, da. E de bun simț. Și asta cred că merge. Unde vreau să ajung și eu la spital, că acolo mâncare am apă caldă. E bun, 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 bun. Da. E bine și așa. Da, și pot să-ți dau una de baron și gata. Ia. Să zice, nu poți prea, chiar nu stau mult, doar că eu am bideu în curte. O să te faci în ceată total.